Am decis să vin alături de Dacia, pentru că mi-a plăcut proiectul. Am văzut că deja de câțiva ani lucrurile merg bine aici, se investește mult, se dorește performanță și am crezut că e locul potrivit pentru mine. Condițiile de pregătire sunt superbe, o sală extraordinară și toate utilitățile necesare ei, din privința asta nu sunt probleme. Lotul e unul pentru obiectivul ăsta destul de bun, dar mai pot exista îmbunătățiri la nivelul ăsta și din păcate avem ghinionul să avem două jucătoare foarte importante care sunt accidentate și pe care va trebui cumva să le suplinim în următoarele săptămâni. Liga Florilor e o competiție din ce în ce mai puternică de la an la an. Anul ăsta s-a întărit și mai mult datorită faptului că foarte multe echipe au adus jucătoare de valoare și cred eu că fiecare meci e aproape la fel de greu. Că joci acasă, că joci în deplasare, că joci cu adversari care sunt pe primele locuri sau cu adversari care sunt ceva mai jos în clasament, fiecare meci va fi greu. Ce obiectiv aveți în vedere alături de Dacia Mioveni? Păi, obiectivul ar fi să ne încadrăm până în locul 10. E clar că e foarte greu. Tocmai am spus mai devreme că nivelul ligii e foarte ridicat. Sper să-l îndeplinim și îmi doresc din tot sufletul pentru mine și pentru echipă chestia asta. Aveți un mesaj pentru suporterii Daciei Mioveni? Bineînțeles că am un mesaj. Aveți o sală așa frumoasă aici în Mioveni, aveți o echipă care începe să crească. Eu vă rog din tot sufletul să veniți cât mai mulți alături de noi. Știu că deja sunteți în sală prezenți la meciuri, dar aș dori să fiți și mai mulți și să ne încurajați întotdeauna.